Am în carte, în mână o carte pe care scrie Nu mă lăsa să știu. După cum v-ați dat seama voi cei de la Liceul Unirea, ne străduim cât putem să nu vă lăsăm să știți și avem tot sprijinul din partea voastră pentru acest lucru. De asemenea, tot paradoxal este faptul că aflând așa că este un roman colectiv, nu știu ce înseamnă asta, o să ne explice cine trebuie chestia asta. Mi-aduc aminte de un joc din copilărie care, sau nu chiar din copilărie, care întotdeauna se termina cu hohote de râs, era un soi de scriere colectivă în care fiecare scria câte un cuvânt sau câte o expresie, de multe ori cu sau fără legătură una cu alta, ceea ce rezulta era întotdeauna foarte interesant. Eu aș vrea să vă spun altceva, că regăsesc în modalitatea în care s-a scris această carte un mod de a fi. Un mod de a fi despre care chiar îmi propusesem să vorbesc și celor de clasa 12-a și celor de clasa 8-a, acel mod de a fi care sună simplu împreună. Pentru că noi suntem aici împreună și tot ceea ce facem, facem împreună, fie că aceste lucruri sunt bune, fie că aceste lucruri sunt rele, dar le facem împreună. Probabil că împreună ne vom bucura și de lectura acestei cărți pe care eu n-am apucat să o fac și vorbesc ca un adevărat, era să zic politician, nu, vorbesc ca un adevărat om care, fără să știe despre ce vorbește. Din această cauză vreau să-i felicit însă pe elevii clasei a 10-a E. Vreau să o felicit pe doamna profesoară care, pe lângă alte lucruri, cum ar fi revista noastră, și-a găsit timp să coordoneze și acest proiect. Și din această cauză o să rog pe dumneaei să preia ostilitățile în aplauzele voastre. Doamna profesoară! Și acum să începem povestea. Înainte de a invita pe cei care au muncit cel mai mult la acest proiect, și anume, mai întâi aș vrea să o aud pe Larisa, apoi pe Alexandru și apoi pe Dragoș, înainte de asta vreau să mulțumesc tatălui Larisei, care este sponsorul nostru, susținătorul nostru financiar pentru acest proiect, și vreau să aplaud. Desigur, fără asemenea inițiative private și financiare, multe proiecte ale liceului nostru nu ar prinde viață. Și acum cedez cuvântul Larisei, care ne spune povestea. Bine ați venit și mulțumesc pentru interesul acordat mai mult sau mai puțin real romanului nostru. Vă voi expune modul prin care acest roman a fost alcătuit, pentru că sunt sigură că sunt destui curioși care ori nu înțeleg prea bine, ori încă sunt sceptici cu privire la termenul colectiv. Modul prin care acest roman a luat inițiativă și modul prin care l-am susținut și finalizat este unul extrem de ingenios și se datorează exhaustiv doamnei Plăiaș. Trebuia să propunem... Fiecare elev, cine voia, propunea orice variantă de continuare a romanului sau, nu știu, calități ale personajelor. Iar apoi doamna profesoară Plăiaș alegea trei dintre aceste variante. Apoi toată clasa avea dreptul la vot și îl exprima ca atare. Îmi amintesc că prima dată când a trebuit să creăm personajul principal, după ce am stabilit decisul temporal și spațial, trebuia să hotărâm ocupația și primele două opțiuni au fost scriitor și avocat. Iar atunci clasa s-a împărțit mai mult sau mai puțin în două tabere, cei care vreau să fie scriitori și cei care vreau să fie avocat. Dar totuși nouă ne mai trebuia și a treia opțiune.
Și până la urmă, un coleg mai glumeț a spus din spate buschetor și până la urmă, da, vita noastră este o persoană fără adăpost. Dar acest lucru, mă rog, a fost destul de interesant, pentru că doamna Plaș nu a dorit să schimbe nici acest detaliu minor și ne-a ajutat în crearea unui personaj extrem de complex și interesant, chiar cu această ocupație stranie, am putea spune. Acest proiect a început la sfârșitul lunii mai 2013, acum aproape un an. A debutat ca un atelier de scriere și doamna profesoră ne-a spus, dacă suntem serioși și dacă tratăm chestia asta ca atare, am putea chiar să scriem în revista noastră. Niciunul dintre noi, nici măcar doamna Plăiașu, nu s-a așteptat să lansăm un roman. Pentru că, pur și simplu, noi am scris o poveste, am dat curs aceste invitații la un atelier de scriere și nu ne-am așteptat să mergem să ajungem atât de departe. Până în vară, am avut câteva întâlniri în vară, dar steadul romanului era terminat chiar înainte de vacanță. Aveam tot firul narrativ făcut, știam ce se va întâmpla, aveam finalul. În vară doar am mai adăugat câteva vise, care sunt un fel de reflări psihologice ale personajelor, iar unele dintre ele au și nuanțe ce își atribuie epitetele viselor și chiar le completează într-un mai mare fel. Vreau să lansăm romanul chiar la începutul școlii, mă rog, aproape, odată cu revista noastră, dar atunci a trebuit să ne concentrăm pe articole din revistă, pentru că 3 elevi din clasa 10-a F au scris la roman, iar mulți alți colegii mei au contribuit la secțiunea de materiale didactice. Apoi am vrut să lansăm romanul în școală altfel, dar am avut 6 olimpici naționali și nu putea fi la fel dacă nu erau și ei prezenți, desigur. Prin roman, sunt sigură că mulți dintre noi au învățat o lecție importantă. Trebuie să ne urmăm visele, oricât de exuberante ar fi, pentru că dacă ești în stare să muncești cu pasiune arzătoare, se pot întâmpla lucruri chiar mai frumoase decât te-ai fi așteptat. Mulțumesc! Bună ziua! Eu mă numesc Bărlog George Alexandru și sunt elev în clasa 10-a. În primul și în primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Daniela Plăiașu pentru că ne-a cooptat în acest proiect minunat. Mai mult decât dezvoltarea creativității, eu cred că ne-am dezvoltat relațiile interumane între noi ca și colegi de clasă. Adică, nu neapărat ne-a făcut mai uniți, dar cred că am reușit să ne înțelegem mai bine între noi. În fine, în ceea ce privește contribuția mea la roman. Pentru început, nu prea am vrut să scriu, adică nu că am avut eu voință, dar, nu știu, nu aveam încredere în mine. Și am scris ceva pe la început, pe acolo, s-a dovedit a fi acceptabil, a fost luat în calcul, după care am perseverat, am continuat să scriu. De aceea e bine să aveți încredere în voi și până la proba contrarie să lucrați, să vedeți dacă e bun sau nu. Aș putea să fac o comparație, probabil că ați mai auzit-o la când am prezentat despre revista noastră, între felul în care creez eu sau cum mă inspiră pe mine și ce se întâmplă cu Michelangelo. Ei bine, Michelangelo își lua blocurile de marmură și le privea foarte atent. Aceste blocuri reci și minerale aveau în interiorul lor statuia, în viziunea lui. Adică el le privea în centru și vedea statuia care urma să iasă. Ei bine, eu când privesc foaia, în mintea mea se formează cuvinte, fraze, propoziții și până la urmă ia ființă ceea ce urmează să fie așternut pe hârtie. Cum a zis și colega mea Larisa, acest fir narrativ al cărții este întrerupt de vise pe alocuri. Ei bine, eram la casa Elena, cu toată gașca, să aranjăm materialul și doamna Plăiașu ne-a dat cum ar fi așa un fel de sugestie pentru culorile viselor. Și ne-a dat cu personalitatea noastră. Ei bine, mă privește și pe mine și spune, ție ți se potrivește gri.
pentru că sunt o persoană serioasă sau, nu știu. În fine, și veți regăsi acolo un vis, puțin mai straniu, violent, cu sânge, este, în care tenta de culoare este gri. Eu cam atât am avut să vă spun și îi las focul colegului meu, Dragoș. Dragoș? Bună ziua, numesc Dragoș Dimoftei. Inițial am scris pentru roman doar părțile care aveau legătură cu personajul negativ. Iar mai apoi m-am gândit că ar trebui să existe mai multe elemente sinistre care să șocheze. Așadar am adăugat câteva pasaje în care sângele, ocultismul, omorurile deja au devenit lucruri banale. Am avut câteva motive în spatele dorinței mele de a scrie, în special părțile întunecate în roman. În primul rând, pur și simplu am crezut că asemenea pasaje ajută povestea să aibă un impact psihologic mai puternic asupra cititorului. Apoi, faptul că m-am implicat în acest proiect literar, și în general îmi place să mă implic în tot ce înseamnă scriere de text creativ, are pentru mine o funcție catartică. Eu, prin scris, elimin toate energiile negative, toate emoțiile și sper să încarc cu acele emoții persoanele care citesc. Spre exemplu, dacă mă enervează cineva sau am eu o frustrare personală, îmi iau jurnalul în brațe și încep să scriu. Și oamenii din viața de zi cu zi devin personaje, le scriu poveștile, iar apoi, la final, există doar speranța că ceea ce am scris eu va avea ecou în mințile persoanelor care citesc. O să profit de această ocazie, că vorbesc în fața unui public atât de mare, să transmit un mesaj foarte important pentru mine. Creați orice. Nu cred că trebuie să ne impunem bariere. Nu cred că ar trebui... Cred că ar trebui să fim creativi, în special noi, tinerii. Nu e bine să ne lăsăm educați sau mai rău să ne autoeducăm în așa fel încât să devenim doar capital uman, doar muncitori agri din fabrici, de mâine. Trebuie să avem culori. Tot acest proiect a pornit de la un vis. Un vis pe care îl împărtășeam 30 de oameni, de fapt, alături de doamna profesoară. Iar astăzi, după un an de muncă, s-a materializat în romanul Nu m-a lăsat să știu. Vreau să-l văd pe Codrin Ghidiu. L-avem aici? Da. Și care este, mă rog, cel mai mic, dar veți vedea că nu, nu se contează chestia asta, cititor al romanului. Și apoi pe cea care a știut între primii secretul. Și anume, da, profesorul ce-l dău. Pentru că a trebuit să ține și secret, așa, ca să fie o surpriză. Nu mă lăsa să știu, poate fi doar o poveste ireală pentru unii cititori alintați de basmele și citatele gata fabricate ce se găsesc azi pe orice pagină de internet sau rețea de socializare. Dacă însă aveți răbdarea pentru a citi și a parcurge paginile, se va țese o narațiune, nu dintre cele mai atrăgătoare sau optimiste. Cartea însă ne prezintă o poveste, o idee originală, nu atât prin fel, ideea în sine, cât prin felul dur, dar captivant și interesant în care este povestită. Orice început reprezintă un sfârșit. Prima amintire din noua viață a lui David Popescu este și ultima amintire a celor care l-au adus pe lume. Alegerea numelui mie nu mi se pare deloc întâmplătoare. Micul David din legendă care răzbește împotriva marelui Goliat și mielușelul Minimind care se luptă cu leul Mastermind, după cum scrie în carte. Popescu, nume des întâlnit la noi, nu o să aibă un destin banal. În fața lui David stă un alt mod de a trece prin lume, având deasupra sa, cerul de speranță pe care cu toții ni le năzuim, iar sub el abisul creat de lipsa fizică a părinților săi. Peste el trec, asemenea un tren în viteză pe care nu-l poate opri, speranțe, emoții și vise, toate într-o altă lume, care marchează evoluția spiritului său. În gura de canal în care el își duce viața, totul pare la fel de normal ca și în aispoasa bibliotecă, de unde va începe un alt capitol al vieții sale. Orice sfârșit este un nou început. Așadar, felicitări tuturor celor care au contribuit la carte și mulțumim că ați ridicat ștacheta, pentru că acum chiar nu mă avea ce să depășim. Pentru ce?
cine nu știe, Corvin este în clasa 6. Într-adevăr, am fost probabil că una dintre primele persoane care au aflat despre acest proiect. Și toți elevii clasei a 10-a știu cât de mult am susținut acest lucru și cât de entuziasmat am fost că se poate realiza așa ceva cu o clasă întreagă. Probabil că, într-adevăr, au fost câțiva dintre ei care au lucrat mai mult, dar faptul că toți au susținut în mod egal acest proiect este un lucru extrem de bun. Sunt convinsă și după aceea, din convorbire cu doamna profesoară, am aflat că chiar am dreptate, că doamna profesoară a fost cea care a inițiat acest proiect și care l-a propus și unor elevi care erau în stare să facă lucrul acesta. Pentru că înțeleg că noi am mai avut elevi talentați în școală, doamna profesoară a încercat să mai facă lucrul acesta, dar din mai multe motive nu a reușit. Și de aceea felicit în mod deosebit clasa 10-a F și cu aceeași prietenie felicitări și pentru doamna profesoară Plăiaș. Cartea, spre deosebire probabil de multă lume de aici, eu chiar am citit-o. Așa. Și pot să vă spun că am început să o citesc cu rezervele pe care le ai când, așa, ca profesor, citești lucrarea unor elevi. Deci, deși am început prin a fi reținută în ceea ce privește romanul, am fost extrem de încântată de ceea ce am găsit. Am găsit un roman care este în același timp extras de realitatea contemporană, are o desfășurare psihologică extraordinară. Astea au fost două lucruri care m-au atras în mod deosebit la roman. A fost nu atât firul narrativ, care se vrea cumva un fel de roman polițist, m-a atras psihologia personajului principal și, de asemenea, detaliul dus până la amănunt în oricare din scenele din roman. Grafica romanului este foarte, foarte frumoasă și să știți că reflectă foarte bine conținutul acestuia. Într-adevăr, spune, nu mă lăsa să știu. Invit pe Beatrice Alexandrescu și urmează domnișoara Capotă, care face parte din galeria celor care au citit romanul. Bună ziua! Cartea mi se pare, pe lângă un experiment didactic, chiar o reușită. E un lucru excepțional faptul că au putut să se acumuleze într-un roman, într-un proiect literar, atâtea idei contrarii până la urmă. Sunt și energii negative în această carte, sunt și lucruri mult mai sensibile pe care le observăm în visele prezentate de elevi care au personalități diferite până la urmă. Eu am citit cartea și am observat că sunt multe accente, fie de roman polițist, fie de curentul suprarealist și mi-a plăcut că e o acțiune destul de complicată. Eu, tipul care e reprezentat de David Popescu e până la urmă un proscris. E un tip care nu își găsește identitate și care oricât ar încerca să își caute părinții, să își caute rădăcinele, nu reușește până la urmă deloc să se definească pe sine. E un tip care își analizează fiecare suferință, care simte foarte profund fiecare durere care îl apasă. Și
Mi se pare foarte bine că au reușit ca, nu știu, 30 de minți să acumuleze aceste idei și să iasă un tot unitar în acest lucru. Bună ziua! Mă bucur că sunteți foarte mulți și că este și mass media aici, pentru că trebuie să atragem atenția și pentru domeniul cultural. Pentru lumea aceasta în care trăim, materialistă, atrasă de probleme banale, insipide, atractive la nivelul cel mai de jos, evenimentul de astăzi este unul cu totul deosebit. Niște adolescenți, îndrumați de o profesoară excepțională și foarte entuziastă, scriu carte. Păi dacă ne gândim, este într-adevăr un lucru ieșit din comun. Într-o perioadă în care oamenii se gândesc cum să facă cât mai mulți bani, niște tineri se apleacă asupra foii de hârtie, mă rog, acum asupra calculatorului și scriu. Ba mai mult decât atât, renunță la niște zile frumoase de vară, din vacanța de vară, vacanță care pentru unii trece absolut fără să lase nicio urmă, se întâlnesc, răspund chemării profesoarei și pun la cale realizarea unei cărți. Mergând mai departe, mă gândesc la următorul lucru. Fac un exercițiu de imaginație, tot o metodă modernă. Și cred că sunt într-o școală din, sau o universitate din Statele Unite sau din Anglia, unde cursurile de scriere creativă sunt încununate de astfel de cărți. Dacă unii dintre participanți au citit romane acum la modă, care apar în special în editura Humanitas, în colecția Raftul Denisei, ați văzut că autorii, sau mai ales autoarele, sunt absolvenți ale unor astfel de școli, de universități. Au ajuns să scrie cărți de valoare, care au primit premii importante. Poate că, cine știe, acesta este și începutul vostru, al celor care sunteți aici trecuți ca autori. Într-adevăr, așa cum a spus doamna profesoară, am răspuns imediat jocului propus de dumneaei, atunci când mi-a dat cartea și am terminat-o în câteva zile. Ce pot să remarc foarte pe scurt, ca să nu plictisesc? Niște preferințe de ale voastre, ale unor adolescenți din România, destul de gri, cum spunea adolescentul nostru, l-am descoperit, el e autorul părții despre care doream să vorbesc, în care domină categoriile negative. Îi recomand, dacă n-a făcut, să citească cartea lui Hugo Friedrich despre structura liricii moderne, în care apar aceste categorii negative. Tenebrosul preferința pentru culoarea la care s-a referit. Mai vreau să remarc ceva încă de la început. Deixisul spațial despre care s-a vorbit, atracția exercitată de voi de un mare oraș, de New York, deci metafora megalopolisului, pe care domnul profesor Onea, ce l-am auzit în pauză că dorește să citească, l-a vizitat, cred că de mai multe ori, deci va citi cu mare interes. Apoi personajul acesta, care David Popescu, despre care s-a mai vorbit, care este un tânăr aparent banal. Fac legătura între banalitatea
lumii în care sunteți nevoiți să trăiți și despre care mulți mi-ați vorbit, care sunteți elevi de-ai mei la ore, că nu vă place. Și personajul pe care l-ați considerat a fi protagonist. De asemenea, nu este de neglijat, nici, spunea Larisa, nici ocupația lui. E iarăși legată de marasmul societății în care trăim și în care facem eforturi susținute să ne detașăm, să ieșim. Și cartea asta este o metodă de a ieși din banalitate, din zona gri. Și prezența voastră aici, a noastră a tuturor, deși unii ați rămas după ore, și lucrul ăsta îl apreciez, aici văd eleve de ale mele din a 11-a, care se vor referi la acest eveniment, marți, la lecția de comunicare, îi văd pe cei de-a noua uitându-se cu mare atenție, ei sunt tare avizi de cunoaștere, deci le spun celor din a 10-a că s-ar putea ca pe viitor sau în viitorul chiar foarte apropiat ei să fie posibil continuatori ai acestei munci de scriere creativă. O felicit pe doamna profesoară, știu că este o entuziastă, așa cum spuneam mai înainte, și mai ales pentru puterea de convingere asupra elevilor și din acțiunea asta coroborată a ieșit ceva foarte frumos și unic care se petrece astăzi aici în aula Mihai Eminescu a colegiului nostru. Primele emoții după ce am terminat au fost legate de cititori și ne-am gândit să dăm unor oameni care să fie pe post de cobai. E, doamna Crecuța Stanciu, alături de domnișoara Zgăburghiș, care a zis că rămâne datoare cu un discurs, așa, face parte din cei care au citit primii romanul și au venit cu primele informații, dar mai mult de atât face parte dintr-o familie întreagă care a citit romanul, ceea ce e foarte tare, după care o să-l invităm pe domnul Chiper și apoi pe nedespărțitele Ica și Ioana. Mulțumesc! Mă număr printre privilegiații care au răsfoit, sau mai bine zis, am citit direct de pe laptop, răsfoit abia ulterior. De la primele pagini recunosc că este o carte care te ține în suspans, care te incită să vezi ce se întâmplă mai departe, să vezi dacă personajul principal reușește să-și rezolve atât temerile cât și problemele pe care chiar el însuși nu le cunoaște chiar atât de bine, le cercetează, are amintiri care aici sunt transpuse cu ajutorul viselor. Încă de la începutul cărții ai impresia pe alocuri că citești pasaje din Balzac, cu descrieri, cu lux de amănunte ale locurilor în care se află David, sau că te afli într-un roman al Rodicăi Ujoc Brașoveanu, într-un roman polițist, și te întrebi oare cum se va termina. Iar apropo de final, eu îi sfătuiesc pe elevii clasei a 10-a F, din care cunosc doar câțiva și pe care îi felicit, să continue romanul, pentru că ne-au lăsat într-un mare suspans. Nu știu cine și ce anume a făcut. Nu știm
Dacă personajul nostru este cel care a comis crima sau altcineva l-a ajutat și el încă este deja, dacă vreți, în trilemă, nu mai e dilemă, ca să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Vă felicit, o felicit pe doamna profesoară pentru idee și mult succes în continuare. Cred că ar trebui să dau expresie unui sentiment de jubilație. Cum zic eu, mă gândesc așa cu imensă recunoștință la ceea ce mi-a fost dat să trăiesc în școala aceasta, în existența asta mea de profesor modest și, cum să zic eu, să trăiesc un eveniment la care am visat de foarte multe ori în lecturile mele. M-am gândit la romanul Joc cu mătrele de sticlă, al lui Hermann Hesse. Apare acolo o provincie pedagogică, Castalia. Am citit cu entuziasm atunci, vreo 30-40 de ani, despre Castalia și n-am putut să bănuiesc că o să trăiesc totuși într-o experiență asemănătoare. Căci eu cred cu tărie că liceul nostru este de fapt o manifestare a ideilor lui Hermann Hesse. Trăim într-o provincie pedagogică în care se întâmplă niște lucruri extraordinare. Și mai vreau să mai spun ceva. Nu sunt un profesionist al lecturilor practic, eu sunt un amator, un diletant. Am citit de plăcere, dar nu dispun de toate instrumentele de decriptare de care se folosesc colegile mele de limba română. Dintr-o perspectivă personală, privesc totdeauna lectura ca un soi de întâlnire între două creiere, între două minți. Mintea autorului și mintea receptorului. De fapt, lectorul nu face decât să recreeze, să refacă în sine ceea ce a încercat să spună autorul. Iată că, în momentul de față, m-am confruntat cu 30 de creiere. Că am avut, cum zic eu, în fața mea un creier global, i-a zis eu. Adică o clasă de elevi. Una dintre ideile pe care, mi-a trecut în cap acum. Că, de fapt, în momentul când sunt la oră, am în fața mea 30 de elevi și mintea mea împreună cu mintea lor creăm, formăm un creier global. O minte, o supraminte. Ei, iată că clasa a 10-a F, pe care nu o cunosc, n-am avut de-a face cu ei, este pentru mine o supraminte, un creier global, care pentru mine, ca lector, a fost o provocare extraordinară. Pentru că, cum zic eu, citind cartea asta, mi-am dat seama că nu e posibil să realizezi o lectură leneșă. Ce înseamnă lectura leneșă? Îl știi pe autor, ei mai citit asta, știi toate schemele lui, mintea lui prea grozavă, și atunci și toți zic, a, gata, l-am fumat, nu mai e caz să fiu prea atent, trec vâșind. Domnul primar zicea, în 2-3 ore, gata, nu e adevărat. E greu să intre într-o asemenea carte, care este tot plină de scheme, cele mai grozave șmecherii ale literaturii moderne au fost băgate acolo. Rețetele extraordinare. Recunosc acum anumite scheme pe care le-am întâlnit în Cărtărescu, în marea literatură română contemporană. Apropo, doamna profesoară, m-am prins și care-i visul din Cărtărescu. Ăla cu flori, cu morii de fructuri. Așa. Cum să zic eu, e o provocare, e un deliciu, o plăcere. Un asemenea eveniment nu putea să nu se întâmple în Liceu Unirea, deși nu m-aș fi crezut că o să apuc să trăiesc așa ceva. Le invit pe doamnele profesoare Janet Popoiu și Silvia Chelariu. Am mai accentuat bine? Nu? Chelariu. Acum am reușit? Mulțumesc frumos! După care o să vă povestească doamna Ileana Croitor cum a trecut cartea Granița Județului tocmai la Vaslui. Da. Să le ascultăm. Inițial,
N-am pus să vorbesc în fața voastră, deși am răsfoit romanul mai întâi și apoi l-am citit. O să vă spun de ce întâi l-am răsfoit și de ce abia apoi l-am citit. Am revenit asupra primei intenții pentru că, deși nu mi-am pregătit un discurs, ideile s-au legat cât am ascultat vorbitorii anteriori. Și mă gândeam așa, în timp ce îi ascultam pe ceilalți, că pentru a se întâmpla ceva minunat, trebuie să se întâlnească, să se producă acea întâlnire providențială. Ori, în ceea ce privește proiectul acesta, eu cred că această întâlnire providențială s-a produs între un om cu o capacitate creativă extraordinară, așa, cu o imaginație debordantă, așa cum este colega mea Daniela Plăiașu, pe care așa o știu din facultate, și întâlnirea cu elevii, cu copiii. Eu cred că dacă această întâlnire nu se producea, proiectul nu era astăzi și nici noi nu vorbeam astăzi despre el. Întâi când am primit romanul, auzisem multe despre proiectul acesta, firește că Daniela vorbea cu noi, colega noastră vorbea în cancelarie, entuziasmul depășea clasa, ajungea la noi în cancelarie ecoul și știam câte ceva despre proiect, dar n-am intervenit niciodată și doar am ascultat ce se vorbește, fiind ușor sceptică, pentru că e greu să realizezi un roman care să aibă unitate, să aibă conținut, să aibă coerență, un roman creat de 30 de creiere. Când am primit romanul, am procedat greșit inițial, de aceea am spus că întâi l-am răsfoit și după aceea l-am citit, pentru că am procedat ca un profesor, adică am luat creionul în mână și am încercat să văd ce-i cu el. Și după primele 10 pagini, cred, am lăsat creionul din mână și am zis, nu, trebuie să mă detașez un pic și să îl citesc așa cum citești orice carte despre care nu știi nimic de dinainte. Și așa am și procedat și am descoperit, îi făceam semn domnului profesor Chiper să nu-mi fure ideile, să nu spună ce vreau eu să spun, că este un roman postmodernist, în adevăratul sens al cuvântului, deși cred că încă se mai definește curentul acesta. Îmi amintea fără îndoială de Cărtărescu și de modul în care se leagă poveștile și visele și structura narrativă în ramă, povestire în povestire, cu păpușele matrioșca și așa mai departe, cum de altfel mi-a amintit de un alt roman experiment, că și acesta este un roman experiment până la urmă, care se cere continuat să aflăm finalul acela, dacă nu cumva va rămâne final deschis. Mi-a aducea aminte despre un alt roman experiment, se numește Femeia în roșu, este creația a trei romancieri, a trei scriitori, Mircea Mihăieș, Mircea Nedelciu și Adriana Babeții. Roman postmodernist, un metaroman. Și am crezut eu inițial, când am auzit că este o creație colectivă, că va fi ceva în stilul acesta. Interesant proiectul. Eu personal, ca lector, nu agreez genul acesta întunecat de literatură, nici literatura science fiction, nici fantasy. Nu e stilul meu. Fiecare lector își alege cărțile, să spunem. Dar ca experiment și ca inventivitate, ca putere creativă, ca experiment în sine, firește, romanul te prinde, lectura este captivantă, te ține așa strâns lângă ea, dacă renunți, revii și spui trebuie să termin pentru că sunt curioasă să văd ce se întâmplă mai departe, adică ceea ce-i trebuie unui roman, unei cărți de literatură, să obțină succesul pe care îl caută până la capăt. Vă felicit. Întâi o felicit pe colega mea, pe care sunt invidioasă, dar e o invidie din aceea pozitivă, nu negativă, pentru că are idei dintre cele mai interesante, pe care, uite, eu nu le-am avut și trebuie să recunosc că să-ți recunoști limite. Eu mi le recunosc pe ale mele. Nu mi-ar fi trecut prin cap să fac un asemenea proiect cu colegi, cu elevii mei. Și vă felicit pe cei care ați dus la capăt proiectul acesta. Nu e ușor deloc să scrii, nu? Înțelegem acum ce se întâmplă în laboratorul de creație al unui scriitor. Exact cum încercăm noi să povestim la oră care au fost sursele de inspirație, voi astăzi mi-ați descifrat cum ați conceput romanul, cum ați adunat materialul, cum ați realizat schema narrativă și am intrat în laboratorul vostru de creație.
Vă felicit încă o dată, este un lucru extraordinar de frumos ce ați făcut și, așa cum spunea domnul profesor Chiber, este un moment de grație pentru noi, ca profesori ai colegiului, să asistăm la un moment de sărbătoare ca acesta. Felicitări încă o dată! Spun de la început că nu am citit romanul, dar nu din cauza unei funcții vremelnice sau pentru faptul că am avut timpul mult preocupat, ci pentru că de-abia astăzi l-am primit. Chiar dacă efortul, după câte știu, a existat de săptămâna trecută. O să vedem la sesiunea de autografe ce s-a întâmplat cu alte două exemplare care porniseră cândva spre inspectorat. Nu înseamnă însă că nu am participat cu puțină emoție, nu pentru că ar fi trebuit să vorbesc despre un roman pe care nu l-am citit, ci pentru că mi-a fost teamă că antevorbitorii mei vor prezenta cartea în așa manieră încât voi afla totul. Lucru care m-ar fi trebuit, desigur, curiozitatea de a-l citi. Ceea ce am constatat este că e o curiozitate cu atât mai mare, pentru că până în momentul acesta, și am fost foarte atentă, am aflat doar atât. Că David Popescu este un boschetar, că acțiunea se petrece la New York și că se întâmplă la un moment dat o crimă. În rest, tot ceea ce am aflat este că e de o profunzime, care, bineînțeles, este meritorie și nu este surprinzătoare, pentru elevi ca cei pe care le-a... Și bineînțeles, mai ales când sunt îndrumați de doamna Daniela Pleașu, care are niște idei strălucite întotdeauna. Și pe care, bineînțeles, trebuie să o încurajăm. Însă, a fost o plăcere și mai mare să-l aud încă o dată de domnul profesor Chiper, care nu înțeleg de ce se vede un... După atâta experiență de lectură, de ce se vede un lector limitat când, sigur, nu știu câți elevi de-a 12-a sunt acum în sală. Cred că nu. Două. Bun, păcat că nu sunt mai mulți, pentru că eu am trăit cândva experiența care și pentru voi cred că este nemaipomenită, să descoperiți în domnul Chiper nu numai profesorul de filosofie, ci un cititor atât de profund și îmi cer scuze, dar v-a strădat prin discursul pe care l-ați avut că nu sunteți un cititor limitat, așa cum ați încercat să spuneți. Nu și îmi aduc aminte cum ne întâlneam în stele de lectură de la bibliotecă, nu studiind pentru școală, ci citind cărți pe care, bineînțeles, le transmiteți într-un fel la parte elevilor dumneavoastră. Și pentru care, pentru că tot am ocazia, țin să vă mulțumesc. Bineînțeles, îi felicit pe toți cei implicați și vă promit că, nu știu, vom reuși la un moment dat să ne întâlnim ca să vă împărtășesc și eu experiența mea de lectură. Da? Am emoții de două ori. O dată pentru că am fost invitată de o prietenă, de profesoara Daniela Prăiașu. Și eram sigură că de fiecare dată când amestec profesia cu trăirile, cu viața intimă, o să iasă ceva de rău pentru mine, în sensul că nu voi avea putere să mă concentrez. Și în al doilea rând, că n-am fost invitată la ea acasă, acolo mă mai descurc. Am fost invitată la școala ei și chiar credeți-mă că am complexe mari. Deși vin de la o școală despre care se spune, sau ea însă își spune că ar fi cea mai bună din Vaslui, nu știu de ce, dar spiritul critic și sentimentele mele așa de autolimitare îmi spun că am venit aici într-un loc în care chiar pot să înveți ce înseamnă ceea carte. Nu numai cartea ca obiect, a face carte. Avem dialoguri prelungite despre ale școlii, ale cărții, ale literaturii și chiar ale acestui proiect despre care am aflat când deja era încheiat și trebuia să devină carte obiect de hârtie. Astfel încât ca să fiu și eu printre cititorii au fost numiți pilot, da? Am primit varianta
electronică pe care m-am și grăbit să o diseminez. Am împrăștiat-o multora dintre elevii mei și vreau să vă spun că există la ora asta mai mulți cititori decât autori are în cartea. Vă asigur, cel puțin 31 de cititori. Și dacă e vorba de vreo performanță unică a acestei cărți, vreau să vă spun că probabil este singura carte care, înainte de a fi efectiv publicată, a intrat în programa neoficială, fie și neoficială, pentru că am avut câteva dezbateri și a avut mult mai mare succes decât niște romane clasice pe care probabil că n-au știut să le fac tot atât de apropiate copiilor. Eram sigură că autorii arată așa cum arată fizic. Pasul celor care au trecut prin fața microfonului pentru a vorbi despre cartea pe care au scris-o este exact pasul, ritmul, energia pe care le-am descifrat printr-o lectură răbdătoare, stând așa în poziția asta în care de obicei nu stai când citești normal. Deci citind cu ochii fixați acolo în ecranul calculatorului. O să primiți, cu voia profesoarei Daniela Prăiașu, niște adrese, niște bloguri ale câtorva dintre elevii mei, care mi-au promis că vor transcrie, pentru că de scris au scris deja, dar vor transcrie acolo pe blog niște recenzii, sper din toată inima, cât de cât apropiate de minunăția pe care ați reușit să o faceți voi. Și să știți că dacă pe copertă sunt 30 sau câți autori sunt, eu am auzit 30 de glasuri. N-am auzit un singur glas. Am auzit, nu știu dacă 30, nu le-am numărat. N-am avut această ispită să număr, dar chiar am sesizat cadențe diferite, uneori răbdare mai mare cu cuvântul, alteori nerăbdare, dorință de a scoate fapta în față. Și nu știu dacă am înțeles eu bine, personajul are o origine românească. Eu am elevi care își fac personaje de origini obscure, în orice caz nu sunt români. Și i-am întrebat de ce. De ce nu sunt români? Voi sunteți români, personajele voastre de ce nu sunt români? Păi zice, pentru că vrem ca în cursul nuvelei sau povestirii să facă o călătorie în România. E un argument și ăsta. Da. În legătură cu inadvertențele, vreau să vă spun că sunt critici literari francezi, englezi și de alte nații care mănâncă o pâine bună, studiind, bătând acolo bine de tot inadvertențele din Madame Bovary. Avea ochi albaștri într-o pagină și ochi căprui în alta. Se pare că Flaubert a știut el ce a știut. În orice caz, celebritatea nu i-a scăzut din cauza asta, din potrivă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc cariere individuale. Acolo nu știu. Acum îl invităm pe Anișoara Pințu să ne spună câteva cuvinte, apoi Denisa Drama și apoi rog pe cei 30 de autori să se prezinte în fața publicului, să-i cunoască toată lumea. Bună ziua tuturor, eu vreau să felicit Îndrăzneala. Îndrăzneala celor de clasa a 10-a care au reușit să fie continuatori unor alte îndrăzneți. Din câte știu eu, prin anii 80 erau scriitori de parcă în Iași care au realizat un roman colectiv și care semna Braț de peste haturi, autori fiind Dan Petrescu, Liviu Cangiopol, Dan Alexe, care acum este felicitat la Humanitas pentru o carte nouă, și alți câțiva. Roman care a rămas necunoscut la vremea respectivă, dar se pare că va ajunge să fie cunoscut într-un fel sau altul.
Apoi am aflat despre ceea ce se numește romanul colectiv de la Alexandru Mușină, care a realizat un astfel de experiment literar, cu mare succes, la Universitatea din Brașov, autori fiind studenți. Și aflu acum că același lucru îl realizează niște elevi de clasa 10. Ce putem să credem? Scriitori de marcă din anii 80, studenți străluciți din anii 2000-2010 și elevi pe măsură de clasa 10. Este o mare îndrăzneală, ceea ce ați reușit să, ce ați îndrăznit să faceți, și categoric este o mare reușită și pentru aceasta meritați toate felicitările. Și există un personaj negativ, un geniu al răului, Mastermind. Haideți să facem puțin un exercițiu și să privim cartea din oglindă. Avem printre noi Mastermind. Un Mastermind care ne-a învățat ce înseamnă creația și am emoții. Și ne-a lăsat să știm cum ia nașterea actul creativ. Pentru asta vă mulțumim, doamna Plăiașu, și vă iubim foarte mult! Asta era surpriza! Mi-a zis, doamnă, mai îndeplinit dumneavoastră la final, eu vreau să vorbesc ca o surpriză! Mulțumesc foarte mult pentru flori, pentru ale voastre, de fapt. Vă rog, clasa 10-a F, poftiți aici să vă vadă lumea. Și vă felicit pentru că ați jucat în filmul în care v-am zis să jucăm. Pentru că inițial erau atâtea orgolii, era atâta individualitate și așa de puțină unitate. Și ne-am spus, dragilor, nu jucăm în filmul, eu sunt scriitor, ceilalți nu sunt. Jucăm în filmul, noi toți de aici scriem o carte. Și iată că filmul abia începe, pentru că această carte va avea viața ei.